Moarte învăluită într-un mare mister, un tânăr de 28 de ani din Prahova a fost găsit spânzurat într-o pădure de la marginea orașului nemțesc Gifhorn. Plecase în Germania să lucreze în construcții împreună cu alți români care susțin că el căzuse în patima drogurilor și că tocmai din cauza acestui viciu și-a pus capăt zilelor. Totuși, rudele lui sunt convinse că a fost ucis de un consătean care îi voia bani. Lucian Mușat locuia la Cerani, unde își ridicase o casă. Nu mai avea bani să o termine, așa că astăvara a decis să plece în Germania să muncească. Periodic își suna rudele și le spunea cum îi merge și ce planuri are. Păi bine, muncesc, mi-arăta și de la muncă, trebuia de-a poze. Pe WhatsApp, colega mea, mi-arăta poze, muncesc, uite, am luat în prima lună, am luat și mai puțin până mă obișnuiesc, până așa. Lună și îmi strâng bani și vin acasă și facem. Îmi spunea tot timpul că abia aștept să ajung acasă, să facem sărbătorile împreună, că vin acasă, am niște bănuți strânși, să punem să terminăm casa pe afară, să facem gardul, planurile lui pe care l-avea. Pe 9 decembrie, Lucian trebuia să vină acasă în Prahova să petreacă sărbătorile împreună cu ai lui. I-a sunat cu o zi înainte și l-a spus că vine, numai că nu a mai apărut și nici nu a mai răspuns la telefon. Îngrijorați, oamenii au început să-i caute pe cei despre care știau că sunt cu el. Așa au aflat că Lucian a fost internat în urma unei altercații și că apoi ar fi fugit din spital. Pe 14 decembrie, fratele lui a mers la poliția din Prahova și l-a declarat dispărut. Au fost contactate autoritățile din Germania, care au anunțat că tânărul a fost găsit spânzurat. Rudele lui cred că după ce a ieșit din spital a fost sechestrat, bătut și pe urmă ucis de cel cu care locuia. Acesta îl mai amenințase și cu alte ocazii. Fii atent! Dacă mai sunt nevoie totodată să mai... Bă! Dacă mai sunt nevoie totodată să mai dau în tine, te omor cu bătaia. Rudele lui Lucian vor acum să depună plângere împotriva acestui bărbat pe care îl consideră un criminal. De la bani, bănuim. Pentru că este imposibil în 5 luni de zile să aibă decât 900 de euro, pentru că el era foarte calculat. Cu minte, liniștit. Nu le avea cu băutura, cu fumatul, cu astea. Ciudat este că individul pe care părinții lui Lucian îl consideră un asasin s-a întors în țară cu tot cu bagajul fiului lor, dar până acum nu a mers să-l ducă acasă, la Ciorani.